Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a decis aplicarea unor noi reguli privind vizitarea anumitor categorii de pacienți internați în spital în conformitate cu prevederile legale. Astfel, vizitarea bolnavilor internați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu va fi permisă miercurea, sâmbăta și duminica. Bolnavii internați în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu vor putea fi vizitați de 3 ori pe săptămână. Astfel, miercurea, sâmbăta și duminica, în intervalul orar 15-17, bolnavii vor putea fi vizitați de către aparținători care vor avea la dispoziție 10 minute pentru această vizită. Sunt permise vizitele unui membru al familiei, aparținătorului legal al pacientului, în fiecare zi de miercuri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 15-17, iar timpul maximum alocat vizitei va fi de 10 minute. Un singur aparținător al unui pacient are voie să viziteze bolnavul internat în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, iar într-un salon va fi permis accesul doar a câte două persoane venite în vizită la bolnavi. De asemenea, vizitatorii vor primi echipament standard de protecție, mască de protecție, halat și botoși de unică folosință, trebuie să respecte măsurile de igienă obligatorii pentru prevenirea apariției și transmiterii infecțiilor asociate activității medicale, respectiv dezinfectarea mâinilor înainte și după terminarea vizitei. Este interzis vizitatorilor să deranjeze sub orice formă ceilalți bolnavi, să se așeze pe paturile bolnavilor sau să intervină în modificarea poziției paturilor. Aparținătorii care vin în vizită vor primi echipament de protecție din partea personalului medical al fiecărei secții în parte. Pe durata programului de vizitare, personalul medical poate solicita membrului familiei, aparținătorului legal, să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale.